îl aprindem pe Batu în cinstea lui OmegaL.com. E un liliac și pot să bag în el lumânări. L-am luat pentru Halloween. Da, în cinstea lui OmegaL.com pentru că s-a închis, îl aprindem pe Batu, aprindem o lumânare în cinstea sa pentru că a făcut parte din copilăria multora OmegaL.com. Să țin cumva așa să se vadă lumânarea. Hai să vede un pic și Batu. Trebuia să sting toate luminile, dar după aia nu mă mai vedeam deloc. Deci da, în cinstea lui... Omegal.com, ia prindem o lumânare parfumată cu miros de măr și scorțișoară. Cine nu dă like, îi dau foc la puță. Bun, deci, omegal.com s-a închis. Nu omegal.com. Omegle.com. OMTV e cel care are aplicația de mobil și omegal.com e varianta mai veche. Aia pe care făceau cu videoclipuri prin 2013. Deci, cel care s-a închis este acesta. Omegle.com, nu OMTV-ul. Ăsta funcționează în continuare. Mă rog, aici zice că nu e acces la cameră pentru că e folosită de OBS ca să mă vedeți voi. Dar cel care s-a închis este acesta, de zice Omegle is officially dead. Asta aici e de la extensia mea și asta este site-ul care s-a închis. Deci, omega.l.com, nu OMTV. Diferența dintre cele două e ca Pepsi și Coca-Cola. Unul a fost primul și după aia a apărut al doilea, așa Pepsi și Cola. Iar primul a fost Omega. Avea opțiune de chat, text, dar și video chat. Nu video chat este dezbraj, deși unii cam făceau asta. Dar lăsând o parte chestiile ilegale, lumea folosea Omeg omegal.com. fie să vorbească prin mesaje că nu puteau să stea pe apel, pe webcam, fie, da, dădeau pe Video punea o țară sau un interes acolo Că puteai să o interese Să zicem, habar n -am. Un youtuber care făcea live Sau uh, o anumită țară Un anumit oraș pe acolo Era interesantă aplicația Problema e că a fost folosită de mulți Oameni dubioși Pentru care sigur a contribuit și chestia asta Ideea e că, mă rog E o poveste lungă de citit de la adminul site-ului Pe care nu stau să o citesc Intrați voi și o citiți Dar principalele două motive de din presă, ca să zic așa. Unul mai oficial ar fi faptul că n-a mai putut adminul să se ocupe de site, să plătească host, întreținere, administrație, etc., etc. un fel de cum era să se închidă file -list, doar că aici a fost și un pic de financiar, un pic mai mult, dar problema principală este probabil cât a avut reclamații din cauza dubioșilor pe site-ul ăsta. Pedofil care se dădeau la minore, oameni care încercau să vindă droguri. Să știți că dacă ar fi să facem icebergul internetului, omegal.com este cam... Cred că ar fi primele două degete așa sub nivelul apei. Cam așa ar fi omegal.com. Are așa un pic de parte întunecată a internetului, din păcate. Găseai o grămadă de dubioși sau dubioase. Ei, yeah, el, elicoptere de luptă, ștrunf ce erau, și a contribuit și chestia asta. Tocmai de aceea a apărut celălalt site. Ulterior, prin 2014 15 a apărut și asta. Ideea e că la omegal.com, ometv, pardon, ai aplicația pe telefon și ești obligat să te loghezi fie cu Facebook, fie cu VK. Și automat te poate bana pe omegle.com rezolvai cu banul. Luai un VPN, intrai pe incognito, luai telefonul, luai altul, nu știu, faceai tu ceva, dădeai restar la router. Îți, îți dădea bani pe IP, schimba IP-ul și gata. Dar în schimb pe omegle.com când era să te baneze, îți dădea bani pe contul pe care îl aveai, pe contul de Facebook sau de VK. VK e un fel de Facebook pentru ruși, îl faci cu, îți faci contul cu numărul de telefon, deci te prindeau aici. Îți dădea ban 30 de zile sau puteai să anulezi banul să plătești 10 euro, dar nu știu cine că cadă 10 euro sau 5 euro sau cât era ca să -și nu mai fie banat pe chestia asta aici. Și cam asta e treaba. Pe OMTV ești mai sigur pentru că poți să dai report când vezi un dubios cu cariciul în mână, sau pe vruna de se droghează sau ștaie venele sau se spunzură ce am mai văzut eu pe mizeria asta de omegal.com. Dar oricum, a făcut parte din uh, copilăria multora omegal.com. Codrin a făcut videoclipuri foarte bune. Eu nu știu dacă am apucat să fac videoclipuri cu omegal.com. Cred că am făcut doar cu OMTV că ăsta era popular deja când făceam eu YouTube. Adică în 2014... Mă rog, nu făceam YouTube în 2014, dar știu că eram în 14 2014-2015 și deja începeam să folosesc OMTV, că puteam să selectez țara, dădeam pe Rusia și rădeam cu Rusia e acolo. Erau alte vremuri pe atunci, toți oamenii mișto de pe Omegle s-au mutat pe Ome TV. Și cam și asta a contribuit la căderea omegalului după mine. Oamenii mai serioși au stat pe Ome TV, Aia neserioși, își luau bani, bine, carici, măciuci, cuci, ce vreți voi, tărzănei, tot văd. Și pe OMTV, da, mai rar și putem bana. E, ăia care erau banați se întorceau aici, pe omegal.com. Și de aceea au cam persistat dubioșii. Români, nu mai găseam pe omegal.com, că de câteva ore, când, nu știu, mă plictiseam pe OMTV, încercam să intru pe ăsta. Nu găseam pe nimeni și cam asta este treaba. Așadar, avem aici lumânarea pentru pentru omegle.com a contribuit pentru multe. E bine că lumânarea din Batu, Batu de la Bet, da? Și că e și un oraș în Star Wars. Nu m-am uitat de mult la filme. Deci avem lumânarea pentru Omegle și nu pentru Filelist. A fost o pierdere mult mai mare. Așadar, pentru cei care tot fac confuzia și au făcut, sau au făcut confuzia, sau au fost confuși la un moment dat, care e Omegle, care e OMTV, asta este diferența. Omegle.com este cel care s-a închis avea și o opțiune de text Și o TV ce de ai opțiune să selectezi țara Și poți să dai report și ai aplicația Nu poți să intri din browser Bine, eu folosesc și o extensie de le văd oamenilor IP-ul, țara, orașul, detalii de astea așa, de semnificative. Ori am voie să le știu orașul și IP-ul pe care îl pot reseta. De fapt, nu, IP-urile nu le văd. Văd doar localitățile cu aproximitate. Dacă stau, sunt de la țară, mi arăt orașul cel mai mare. Bun. Dacă sunteți curăși, a, extensia se cheamă videocet Și mai am o extensie pentru prețuri, dar a picat extensia weekendul ăsta, că a fost Black Friday-ul. Dar chiar, ce v-ați luat de Black Friday? Eu, înc eu încă aștept curierii. Deci da, am pus pe Instagram anunț că urmează videoclip cu, Black, cu ce am luat de Black Friday, dar... Curierii nu pot să vină sâmbătă, din păcate, deci de luni încolo. Până atunci, să ne auzim cu bine. Eu mi-am pus căciula pe cap că urmează să facem un live de Crăciun în noiembrie. Cam atât. Ceau les tuturor și scrieți în comentarii ce v-ați luat de Black Friday și ce amintire aveți cu omegle.com. Ceau les!